Salut, eu sunt Raldo Writer și astăzi vreau să vorbesc cu voi despre cât este de important să iubești ceea ce faci atunci când nu faci ceea ce iubești. Cu toții știm că e foarte important să avem un loc de muncă la care să mergem cu drag pe cât posibil, chiar dacă asta se întâmplă nu foarte des, din păcate. Dar e important să încercăm și chiar dacă pentru moment nu avem un loc de muncă pe care ne îndrăgim foarte tare sau la care ne place foarte mult ceea ce facem, cred că e important să nu renunțăm și să perseverăm, să devenim mai buni în domeniul nostru de activitate și să continuăm să căutăm până ne găsim, cum se spune, familia. A doua familie, dacă un loc de muncă se spune că devine ca o a doua familie, pentru că practic în jur de 8-9 ore, deci practic mai bine de jumătate din zi este petrecută la lucru și e important să fim pe cât posibil într-un mediu plăcut. Dar dincolo de toate astea, chiar dacă nu ni se întâmplă de la bun început să iubim ceea ce facem, da? Să ajungem la un loc de muncă în care ne place ceea ce facem. Este important să învățăm să iubim sau să îndrăgim ceea ce facem în momentul actual, în momentul respectiv. M-am încurcat puțin mai devreme. Structura la care mă refer este că dacă nu poți face ce iubești, e important să iubești ceea ce faci, la fel cum am menționat mai la începutul filmării. Deci, dacă pentru moment suntem prinși într-un loc de muncă care nu ne place atât de tare, e important, sau dacă nu e important, e bine pentru noi să încercăm să învățăm câte ceva din fiecare loc de muncă prin care trecem. Fie că învățăm ceva despre oameni, fie că învățăm ceva nou despre mediul de lucru în care ne aflăm și despre domeniul de lucru în care acționăm, e important să folosim fiecare loc de muncă ca pe o piatră sau ca pe o scară care ne duce ulterior la ceea ce ne dorim, la locul de muncă pe care îl visăm. Deci, practic, fiecare loc de muncă trebuie să fie o etapă în dezvoltarea noastră personală și și mai ales profesională. Dacă învățăm să luăm ce e bun din fiecare loc, fie că ne referim la un lucru nou pe care l-am învățat sau oamenii pe care i-am întâlnit, indiferent că ne-au făcut bine sau că ne-au făcut rău, vom vedea că vom avea mai mult de câștigat decât dacă ne gândim, vai, iar încă o nouă zi, iar mă duc la muncă, iar mă duc la scârbici, cum se mai spune, sau iar trebuie să-mi petrec nu știu câte ore în locul ăla furisit. Încărcându-ne așa, deși e greu, ne încărcăm pe noi înșine și ne sabotăm cumva, pentru că, într-un fel, chiar dacă nu e foarte sănătos să vorbim despre invidie și despre lucruri de genul, dar o să vezi că oamenii sunt mai receptivi și cumva mai intrigați de faptul că tu spui că faci foarte bine dacă cineva te întreabă. În mod normal, când cineva te întreabă ce mai faci, majoritatea se așteaptă să începi să te plângi. Vai, cum e la lucru, vai, ce viață de vai șamar și lucruri de genul ăsta, da? Când spui unui om că faci bine sau când spui unui om că faci chiar foarte bine sau de la bine în sus, o să observi că de multe ori blochezi cumva discuția pentru că nu prea mai știe persoana cealaltă ce să dea înapoi. A, păi ok, faci bine, deci nu prea am ce să discut cu tine că eu nu cred că fac atât de bine și dacă eu nu fac bine și tu faci bine, probabil că nu am cum să împart binele cu tine. Ceva de genul ăsta. Sau sunt alte cazuri în care cealaltă persoană poate să înceapă ea să se plângă pur și simplu de cât de greu crede că o duce.
Prin urmare, este un mic joc psihologic și aici, bineînțeles, și ar fi util pentru noi să ne încercăm. Pentru că, așa cum am mai zis, e incredibil ce schimbare, să zic, se produce cumva în sinea noastră atunci când învățăm să luăm ce-i bun din tot ce ni se întâmplă. Și ca să dau un exemplu concret, să nu credeți că vorbesc așa din auzite sau doar ca idee, am lucrat recent la o firmă în care, să zic, mediul de lucru nu era grozav. Colegii erau unii ok, alții mai puțin, dar erau și situații care te cam călcau pe coadă, ca să zic așa. Am lucrat doar o lună la firma respectivă și chiar la sfârșit, când ei, prea fericiții, mi-au spus că nu-mi prelungesc contractul, chiar m-au întrebat unii curioși după aceea pe Facebook, și nu-ți pare rău sau te-a supărat? Foarte curioși cumva să vadă cât de rău m-am simțit eu în urma comportamentului lor. Și am spus, puțin, dar mi-a trecut pentru că am văzut calitatea oamenilor de acolo și atunci nu avea de ce să mă afecteze. Dar am luat partea bună a lucrurilor pentru că în luna aia de zile eu mi-am făcut un ban, mi-am plătit școala de șofer, pe de o parte am cunoscut și oameni ok, a fost o experiență și merg înainte. Deci, practic, nu trebuie să dăm satisfacție oamenilor pentru că mulți caută mai mult de curioși, mai mult de, vai, ia să văd, știți, caută drama aia, caută scandalul, sămânța aia care se, vai, uite ce a zis aia și ce a făcut tare și ce s-a întâmplat și nu știu ce. Unora chiar le place chestia asta, chiar e un hobby pentru ei să discute despre alții. Și e bine să fim atenți la genul ăsta de situații și la genul ăsta de persoane și să, cum să zic, la finalul experienței sau a zilei sau a situației în general, să tragem linie și să vedem cu ce am rămas noi bun din situația respectivă. Păi cu ce am rămas? Cu un salar, că mi-am rezolvat problemele și cu experiența unui mediu de lucru care a fost pe cât de pozitiv, pe atât și de negativ, pe de altă parte, pentru că în fiecare loc cunoaștem și oameni buni și oameni mai puțin buni. Și cred că cu asta e important să mergem înainte, cu experiența și cu partea pozitivă a situației, gândindu-ne cum și în ce fel ne-a ajutat acel loc de muncă să ne atingem unul din obiective pentru cei care lucrează activ la obiectivele lor. Deci, repet, dacă nu poți să faci ce iubești, iubește ceea ce faci și rezultatele vor veni pe măsură. Vă pup și vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru vizionare. Ciao!